Salutare lumea, numele meu este Viper și bine m-am găsit la un nou episod din seria noastră de Outlast. Suntem aici alături de Cosmin, ghidul nostru care se cam pricepe așa. Cosmin, Unicul și nu știu. Inegalabilul Cosmin. Da. Bun, deci episodul trecut am fost fugăriți de pii prin aceste canale și sincer acum nu știu care mi este obiectivul, dar vom verifica cu tab. Va trebui să folosim scara pentru a accesa Lower Junction-ul. Din păcate eu nu mai știu poziția în fața ta. Poziția grasului, nu o mai știu așa că. În fața ta. Dă-i run. Nu mai știu exact unde era grăsuțul ăsta. Stânga. Aici. Bun, nu m-am mai jucat Outlast de la episodul trecut, deci poate mi-am mai pierdut un pic din reflexe. De data asta știu că am un full screen ca să nu mai am 3 frame-uri. Deci probabil o să fie un pic scary pentru mine. Și o să vedem. Tu n-ai exact... să jucai în full screen? Nu, jucam în Windows ca să-mi pun OBS-ul pe... Gen să-l am în stânga, jos OBS-ul, numai că... O să fie un jumpscare? Bă! Și acum o să urcăm aici să vedem unde naiba ne duce chestia asta. Cine era ăla? Cosmin, crezi că ar trebui să fiu îngrijorat de acea persoană? No, niciodată. Crezi că ar trebui să mă duc direct sus? Du-te. Ai dat de doctor? Dă-mi spoilere, mersi foarte mult. Ochii mici ca în Shanghai. Nu de doctor, de... Find the way, era un om aici, acum nu mai e, what? Da. Cineva zice că iar de pe aia, ceea ce nu pare prea ok. Dă-i pe fugă. Why? Așa, de recomandare. De recomandare. Băi, bine că-i... hei? Dă-i schid odată. Ok, era un... Mă ce față are asta. Bine, cred că pur și simplu o să închidem ușa. O să lăsăm întreaba lui. Atunci asta este ușa cu jumpscare-ul adevărat. Ok, nu. Aparent... ții minte. Bă, așa... Okay. Ții minte jumpscare-ul de aici. What? Ok, cam ciudate efectele. Dar suntem aici în... Urcă-te pe cutia. Ok. Până se urcă Johnny-că ăsta. Deci unde fucking suntem? Stai că eu nu e foarte gen în față fovul și habar n-am unde să stai. Ai grijă foarte mare la căști. Da, Cosmin, îl aud pe unul în căști dacă te ajută. E un lănțos. Da, e Piggy. Cum sar? Tu să iei pe acolo, pe unde vine drumul ăla. Pe acolo? Da, pe unde vine el. Era o scară aici. Bă, Cosmin, din păcate eu nu o să mai am baterie, așa că nu știu de gen, după ce nu mai am baterie, nu știu cât de ușor o să devină jocul. Urcă scara, morți! Nu, deci m-a prins. Sari. Este, bă! Crezi că poate și el să urce scara? Nu poate, logică nu poate. Bun, acum cred că e destul de important să luăm bateria, având în vedere că avem... John? Johnica? Stânga, du-te. Cred că... a plecat. Nu sunt stânga. Bă, frate, deci mai trebuie neapărat baterii. Baterie în spatele tău. Unde? Uite-mă ce le vezi. Uite-mă așa, mă. Mai vii de acasă. Bun, trebuie neapărat să găsim. Poate atent aici, tu trebuie să o iei în stânga. Din drumurile alea. Mă, e o muzică? Și vezi că e unul aici. Și să fii foarte atent să nu dai de el. Ăsta care face... Da, hai, du-te. Cosmin, îl cam aud. Du-te. Hocă nu ți-are în față dacă e pe acolo, pe unde ți-am zis eu. A, nu, l-auzeam pe ăsta. Tu și în stânga zici să o iau pe aici, pe jos. Da. Mail Ward. Pe aici nu pot să o iau, așa că... Baterionez ceva... What? Bă, da, toate... Zonele astea arată la fel, dar nu arată la fel. Reach the ground floor of the Mail Ward. Nu știu ce e la un Mail Ward. What? Ce-am făcut? And move forward to push. Ah, să împing ăsta. Bă, dar sunt oameni aici și vreau să-i văd. Da. Vezi pe masa asta? Cu sânge, uite-te deasupra ei. Ok, am înțeles. Dar m-aș mai uita pe aici, dacă poate mai e ceva. Ok, ăștia se fut aici, nu știu ce fac. Un bălăgher este acolo.
Apă! Copiii din Africa! Mă, cum vei cu poftă, ca un copil de la care n-a mai băut apă de o săptămână. Da chiar, împing ăsta și mă... Nu! 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 Nu, blângei! Te duci în vent, urcă în vent, urcă înapoi în vent. Sare în pu... Nu, deci nu sare. Sare patul! Mă pare roază, dar mi-a dus mami... Sare azul... A sărit peste. A sărit peste. A sărit peste. Nu cred. Nu cred. Nu cred. M-au pus la colț. Deci bă, Cosmin, nu știu dacă mai evadezi din asta viu. Bunny hop, bunny hop. Oh, oh, oh. Sari, sari. Am reușit. Nu mai pot să merg. Nu mai pot să merg. Nu mai pot să merg. Am băgat cu sit în mine până să mă bag prin gaurică. Trebuie să sar pe acolo. Vezi că e în vent acolo. Nu văd, nu văd. Sari, 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 sari. A reușit, mă. Uite, mă. What, am intrat prin... Wall Rider. Mergem. Mamă, ce e pe aici? Bă, nu prea, gen... Nu știu, nu prea... Poate te urmăresc. Dreapta, dreapta. Aici? Dar vezi aici, vezi aici. Aici nu mai știu, stânga. Pe aici. Sari. Gloanțe, sari, sari. Nice. Și aici... De unde e în spate? Uite-te în spate. Uite-i pe ea. A, unde? Dar nu sunt. Nu sunt. Mă rog, ideea e că de obicei când te urmărești, gen apare spatele tău acum. Bun. Gloanțe, fierbiți ca soarele. Da. Fugi, fugi. De acolo vin ei. Bă, frate, deci îmi dă așa o gherlă. Sar, 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 de ce te-ai? De ce te-ai oprit? Nu mi-am dat seama că pot să sar. Da, încă nu cunoști suficient de bine adlă asta. Păi, pe bun motiv. Trebuie să fugi, în momentul ăsta trebuie să fugi. De fugit, fug, de fugit unde, nu știu. Cum pula mea intru în ăsta? Așa. What? Unde am intrat? Mamă, cum... What? Ăsta este un mini lift? Intrare de mâncare. Între gen. Face mâncare la de la mâncătărie și te aduce. Da. Bă... M-a pus la punct. Little shit praised. Deci eu sunt omul popii. Ca să fie clar. He's witness or whatever. You must be... Hiii, ăsta... Yeah. Ce e? The old two martini lunch? Este treabă tipul ăsta. Uite la fața lui, arată foarte. Dar mi-e plac, ce n-am să zice pe gen. Vede că pe mână are niște fire, tu vezi? Da, da, da. Are braț de la azi, s-a rupt brațul și l-a pus înapoi probabil. Nu, gen. Sau nu știu. E conectat aici în venă și e conectat undeva sus în venă. Adică parcă el și-a mai adăugat o venă fake. What? De ce și-ar fi adăugat o venă fake? Nu știu, s-a pus că mai mult sânge. S-a pus că mai mult sânge în el. Bă, da. Păi tot atât sânge circulă. Numai că circulă în mai multe vene. Exit! Exit! Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. Mă ungem, m-aș metamorfoza într-un dragon acum și i-aș trage una și aș pleca. Da. No, alright. Alright. Ce hal e. El e foarte haz. Bă, da, eu nu pot să mă întorc gâtul 360 uite, de grade. Uite-te la el, uite-te la el. Da, și-a legat... Cred că și-a rupt mâna acolo, sincer, mă, dar e fresh. Și-a rupt mâna și mai adăugat niște vene? Mă, alea sunt cabluri să trăiască. Da, toți ăștia sunt rupt singură, de fapt, într-o serie. Da, mă, dar să știi outlist-ul ăsta? Ăsta-i pe Lengherul Gol. Dar are chestia în față, dar e pe Lengherul Gol. Bă, dar zici că e mapa aia de Gmod, dar nu știu că nu e mapa aia de Gmod și zici că e Outlast acum, da, am dat da, seama. Da, seamănă da, foarte da, bine. Da, da, în cap, băi, în cap, băi, ia. Nu în cap, băi, nu că kill me? Kill me? Okay. Să vezi ce de treabă e. Da, nu. Câte lucruri frumoase îmi face. Mă, dar zi plin de nebun, mă, pe aici, ce să spun. Unde mă duce? Mă duce în baia întunecată? Here we are!
Ce o să-mi facă? O să vezi că e prieten. Îmi face consultație. Vede dacă sunt așa, în stare optimă. Da, mă pune pe net. Eu te uite în avem camera să-i dăm zoom pe Belenghier, dar... You know, I'm a bit worried how much time you've been spending. Father Martin fiind popa. I know. Cred, nu știu. Da. Confuse you with all this holier than thou Bible thumping. Și ăștia sunt sataniști practic și se ceartă sataniștii cu Martin. Poate să nu-mi tai gâtul? Mamă, frate, dar are ceva pe el. E prietenul tău, mă. E prietenul meu. Prietenul meu din partea satanei. A, deci vede care lamă e mai potrivită pentru a-mi tăia gâtul. Vreau să-mi facă să credă în bani. Cosmin? Nu-mi tai Belenghierul, nu-i așa? No, nu stai Belenghierul. Îmi tăie mâna, ce dracu face? Mi-a tăiat mâna. Mi-a tăiat degetele. E prietenul tău. Da, mă, Cosmin, e cel mai prietenos om, îmi vrea binele. Mi-a tăiat degetele cu forfecuța. Forfecoiul. Mamă, dacă-ți gândași să-mi pe jos, tu vezi? Mamă, frate. Mamă, mi-a tăiat... Degetele. Oricum nu le foloseam. Dă-i azi, dă-i. Folosește-ți mouse-ul care e mai morții lui. Băi, vezi că... Same. Mamă, frate, dar e... Mai și vomităm un pic. Mamă, frate, dar e... Cine arată de 2012, dar tot arată gen destul de grafic. Mă rog, poate n-am văzut eu destule, dar așa mi se pare. Bine că încă avem camera. Cred că o să punem aici până la episod. Deci, lume, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați pentru a fi pe fază pentru episodul următorul de Outlast. Eu am fost Azlo, el a fost Cosmin, nu uitați să vă uitați și pe canalul lui, pentru că și el postează clipuri mișto cu jocuri mișto. Noi ne vom vedea data viitoare. Salut!